Următorul program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Este încă un copil și visează să călătorească în toată lumea, acum însă doar speră. Bine v-am regăsit, sunt Adriana Stoicescu și vă invit în câteva secunde să urmăriți Condamnații, emisiunea poveștilor din închisoare. "23 de pachete, atât îl despart de libertate, nu contabilizează în luni sau în zile, ci în pachete. Are 23 de ani și a fost condamnat la închisoare pentru trafic de droguri. Din întâmplarea sa se pot trage multe învățăminte." Are 23 de ani, o vârstă după care mulți dintre noi tânjim. Mulți dintre noi am și uitat cum este să ai 23 de ani. A crescut într-un cartier plin de tentații al capitalei. Este singur la părinți și de când se știe a fost un tânăr rebel. Niciodată nu i-a plăcut să îi se impună ceva. Întotdeauna a fost sigur pe el și pe norocul lui. Viața i-a dat însă o palmă destul de grea. Avea puțin peste 21 de ani când a aflat că va trebui să vină la închisoare. Nu s-a speriat. Se aștepta să intre în lumea condamnaților. Cum ai ajuns aici? Sincer, am vândut droguri, să nu mint. Am avut o scăpare, așa să zic, în anturajul meu. Și m-am apucat să vând droguri. Și un băiat mi-a făcut 16. A făcut denunț pe mine. Înainte eu mai aveam o suspendare pentru altă faptă. Mi s-au contopit și am primit pedapsa de 5 ani și 4 luni pe care o execut în acest moment. Pentru ce ai primit suspendare? Pentru furt. De fapt n-am furat. A fost alta povestea. Îl aveam pe un băiat și l-am păcălit să-mi dea niște aur. Sincer. Și greșeala mea, greșeală, mă rog, am intrat cu el în casă. Eu nu m-am atins de nimic, el mi l-a dat de bunăvoie și nu m-am încadrat la abuz, cum se numea? Da, la abuz și m-a băgat la furt. Am primit o pedeapsă de 2 ani cu suspendare. Cum te-ai întâlnit tu cu drogurile? Prima oară la balul bobocilor, când aveam 16 ani, am fumat marihuana cu un băiat. După aceea aveam câteva cunoștințe la mine în cartier și m-am apucat să vând marihuana. Am vândut până la vârsta de 19 ani și după un alt prieten de-al meu mi-a adus o pastilă, o babă, un ecstasy. Am mers la o petrecere, am consumat prima oară, nu am vândut. Mi s-a părut o senzație foarte tare și vedeam că el face o groază de bani și am început și eu să vând. Părinții tăi știu? Știau. Acum știu, sigur. Nu știau cu ce te ocupi? Nu, nu știau. La un moment dat m-am mutat cu chiria, am stat 2 ani, singur. Nu vroiam să știe. Și de la ecstasy am ajuns să vând și cocaină, și MDMA, și amfetamină, și toate derivatele. În același timp te și drogai? O perioadă de timp nu m-am mai drogat, un an. Pot să zic că nu m-au condus drogurile pe mine, nu am fost dependent. Doar am vândut. Iar după un an m-am reapucat să consum ecstasy. Atât. Cum e să te droghezi? Eu am o vârstă destul de fragedă, sincer, am 23 de ani și e o senzație tare, eu așa o consider, dar nu este de lungă durată și poate să-ți ruineze viața dacă nu ai o limită impusă de tine. E, cum să zic, te scoate din lumea asta. În adevăratul sens al cuvântului, te scoate din lumea asta, dar, cum am mai zis, dacă nu știi să le controlezi, îți poate distruge viața. Ca drept dovadă, eu am ajuns la pușcărie. Nu te-ai gândit niciodată că s-ar putea să ajungi aici? M-am gândit, dar am zis că sunt prea bun și nu o să mă prindă, ca orice copil. Cum a fost când ai auzit sentința? Mă așteptam.
Eu, tuturor care mă întrebau, negam. Spuneam că nu o să mă duc la pușcărie, dar în mintea mea știam că există o posibilitate destul de mare să mă duc și am acceptat-o așa cum e. Nu știu, când am auzit, eram în parc, m-a sunat avocata și am rămas puțin blocat și pur și simplu le-am zis prietenilor mei, bă, salut, eu mă duc la pușcărie. M-am dus acasă, mi-am făcut bagajele și după m-am predat. Nu am stat, nu am intrat într-o depresie, nu nimic. În mintea mea eram conștient că pot ajunge aici și m-am obișnuit cu lucrurile acestea. Sergiu a fost condamnat la 5 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de droguri. Nu este însă prima infracțiune pe care o face. A mai fost condamnat cu suspendare. Avea 16 ani când s-a întâlnit pentru prima dată cu drogurile. A început să consume din curiozitate și pentru că așa făceau toți prietenii din anturaj. Apoi a urmat rebeliunea. Apoi, dorința de a avea bani. A început să experimenteze tot soiul de narcotice. A început, pentru a avea cât mai mulți bani, să vândă. A fost tot timpul conștient că poate ajunge la închisoare, dar a mizat pe norocul lui în viață. Acesta s-a dovedit a fi însă de scurtă durată. Familia cum a reacționat? Mama a fost cam supărată, dar a acceptat și ea situația. Când eram aici și venea la mine la vizită, eram tare, o întăream și pe ea în același timp, că nu am lăsat-o să cadă într-o depresie sau ceva de genul, i-am zis că sunt ok și chiar sunt. Și până la urmă s-a obișnuit cu situația. Întâlnirea cu închisoarea cum a fost? Cum să zic, am ajuns aici la 12 noaptea și a fost, mă simțeam cam filme, mă uitam așa de jur în, în jurul meu și veneau numai blocuri, numai gratis și am zis, mă, unde am ajuns? Dar nu știu, m-am controlat și într-un final a fost bine. După cât timp te-ai obișnuit cu locul? După prima lună m-am obișnuit. Atunci am realizat cu adevărat că nu am ce să fac și m-am obișnuit cu situația. Am căutat să ies la muncă, să mai scad din pedeapsă, să mă fac detenția cât mai ușoară. Ce lume ai găsit aici? Toate tipurile de persoane. Absolut toate tipurile. Oameni cu școală, oameni care s-au drogat toată viața, nu au făcut nimic, oameni care au realizat ceva, dar din păcate au avut ghinionul să ajungă aici, drogați, tâlhari, criminali, toate genurile de persoane. Cum e să conviețuiești cu astfel de persoane? Dacă, cum să zic, dacă nu știi să socializezi, este destul de greu. Trebuie să găsești un echilibru, să nici să le faci pe plac, pentru că mulți, când le faci pe plac sau îi ajuți odată, înțeleg că tu, cum zic, ești fraier și încearcă să tragă pe tine, pe bune, la modul cel mai serios, dar nici să te baci prea mult cu ei. Trebuie să îți vezi de pătrățica ta, cum se zice aici, și să cauți să-ți faci detenția cât mai ușoară, să ajungi cât mai repede alături de familia ta. Tu când ai realizat lucrurile astea? Imediat ce ai intrat la închisoare sau după o anumită perioadă? Eu știam lucrurile astea de afară. De unde le știi? Vărul meu a făcut un accident cu mașina cu 2 ani și el era în detenție, era pe Giurgiu atunci, penitenciarul Giurgiu, și vorbeam cu el la telefon și mi-a explicat. Eu știam de afară toate lucrurile astea. M-a atenționat. Și chiar nu te-ai speriat? Nu. Nici atunci? Nu, eu am fost un copil, cum să zic, căruia i-a plăcut mai mult să stea pe afară, printre băieții mai mari. Eram cât de cât obișnuit cu chestiile astea, dar aici e la o scară mult mai înaltă, să zic așa. Câte școală ai tu? 12 clase, cu bacul. Nu te-ai gândit să mergi mai departe? M-am gândit, dar am considerat că altele sunt prioritățile mele, care de fapt nu erau. Și oricum, când o să ies de aici, în continui facultatea, am planuri. Ce planuri ai? Chiar vreau să-mi continui facultatea, să-mi găsesc un job, în primul rând, ca să-mi strâng niște bani și după să plec în altă țară. Știu limbi străine, nu asta ar fi o problemă, dar caut să mă redresez. Am
copilării destul, să zic așa. Ce limbi străinești? Știu germană, franceză și engleză. Engleză foarte bine. Tu cum te-ai descrie? Ce fel de om ești? Nu știu. Copilăros, dar în același timp destul de matur pentru vârsta mea. Detenția m-a maturizat. Nu știu. Ca și am un caracter puternic, nu mă las de bord de dificultățile care mi-apar. Dar, nu știu, sunt puțin influențabil, să zic așa. Consider că am fost puțin influențabil. Știam că vânzarea de droguri nu este un lucru bun, dar totuși eu l-am acceptat. Deci pot zice că am fost influențat. Sunt ușor influențabil. Sergiu se descrie ca fiind un adolescent căruia i-a plăcut mereu să fie liber. Nu și-a dorit să exceleze în nimic. A absolvit liceul de aviație din capitală și a luat bacalaureatul și s-a apucat de făcut bani. Și-a dorit de mic să ajungă pilot. Nu a renunțat la visul său. Este hotărât ca după ce se va elibera să se apuce de învățat și să dea la facultate. Spune că va fi greu, dar nu imposibil. Știe că dacă va învăța și se va ambiționa, va ajunge să-și vadă visul cu ochii. Tu ești singur la părinți? Da. Ți-au reproșat ceva? Nu. Chiar nimic. Mi-au zis decât că ăsta e drumul pe care l-am ales, să încerc să mă redresez, pentru că dacă voi continua așa cum voi ieși din penitenciar, nu voi ajunge nicăieri și chiar așa este. Am avut timp de gândire, de aceea am venit și aici la comunitate. Știți, aici este un program pentru foștii consumatori de droguri. Este terapie 24 din 24, ce facem noi aici. Pentru lucrul acesta vreau să am o viață normală și aici știu că pot fi ajutat. Este o rușine să faci închisoare? Nu. Nu mi se pare. Pentru că nu cred că există lucruri bune sau rele, sunt decât consecințele faptelor tale. Ca să-ți fie rușine că ai făcut pușcărie, înseamnă să-ți fie rușine cu faptele tale. Îmi este rușine, într-adevăr, în interiorul meu, dar știu că lucrul ăsta mi-a plăcut atunci să-l fac, am vrut să-l fac, mi-am dorit să-l fac și nu ar trebui să regret lucrul acesta. Nu crezi că perioada asta pe care o petreci aici este una pe care ți-ai furat-o din viață, din tinerețe? Nu o consider așa. Probabil că dacă rămâneam afară și în continuam viața mea pe care o aveam, aș fi ajuns să fac și alte chestii mult mai rele. Consider că aceasta este o lecție de viață pentru mine, din care pot învăța foarte multe, care îmi va ajuta în viitor. Ce ai învățat tu din lecția asta? În primul rând că nu trebuie să mă ajung pe aici. Eu vorbesc despre mine. Îmi iubesc familia, știu cât suferă, știu cât se chinuie că eu sunt pe aici. Nu vreau să-i mai pun niciodată în această ipostază. Într-adevăr, îmi pierd câțiva ani din viață. Este un lucru destul de important, nu pot nega lucrul acesta, dar știu că pot să realizez lucruri mult mai mărețe pe viitor. Aici am învățat multe lucruri. Am văzut cum este lumea cu adevărat. Am văzut diferite tipuri de oameni, am auzit diferite fapte, diferite idei de viitor, unele constructive, altele destructive, dar încerc să aleg lucrurile bune pentru mine, de la fiecare persoană. În realitate. În realitate sau afară, dincolo de penitenciar? În realitate, ai zis că ai realizat cum este lumea. Da. Nu este mare diferență între lumea de aici și lumea de afară, numai că afară noi nu avem timp să-i observăm, să stăm mai mult de vorbă, să vedem ce planuri au cu tine, să zic așa, ce doresc de la tine, dar aici, fiind într-o cameră cu aceleași persoane, ești nevoit să stai cu ei și vezi răutatea din ei sau perversitatea sau unii chiar vor să te ajute. Nu zic că nu sunt și acest tipuri de persoane. Am cunoscut persoane care au vrut să mă ajute, m-au întrumat, mi-au dat sfaturi. Deci lumea este cam la fel, numai că afară nu avem timp să-i observăm. Cum se manifestă răutatea aici? Prin foarte multă perversitate, să zic așa. Fiecare persoană își caută interesul. Și care este interesul la închisoare? Să-ți faci pușcăria cât mai ușoară, să, nu știu,
toată lumea fumează și bea cafea. Sunt lucrurile cele mai importante în penitenciar. Pe oricine ați întreba, asta spune. Să ai cafea, țigări mereu, să ai, să ții de mâncare, chestii de genul. Și lumea caută, de exemplu, amărâți în general, cei care nu sunt căutați și recidivist, să zic așa, ia-mi și mie un suc de la magazin săptămâna asta, ia-mi și mie un săpun săptămâna viitoare și tot așa. Și încep să creadă că tu ești fraier, că te pot controla, că pot să ia lucruri de la tine. Dar tu, de fapt, vorbesc chiar în numele meu, eu pe cine am ajutat, am ajutat pentru că am vrut, am avut posibilitatea și mi-a fost milă de el. Eu nu am avut niciun interes, dar în mintea mea eram conștient că ei caută interesul față de mine. Dar nu i-am luat în seamă. Sergiu este încarcerat în penitenciarul bucureștean Rahova, în comunitatea terapeutică antidrog, o secție în care ajung doar cei condamnați pentru trafic și consum de droguri. În comunitate, detenția este cu mult diferită de restul secțiilor. Condițiile de încarcerare sunt mai lejere. Aici ești obligat să iei parte la tot felul de cursuri de dezvoltare personală sau de cultură generală. Sergiu s-a împăcat de mult cu situația sa. Este închis de aproape 2 ani. Este mulțumit că a ajuns la închisoare. Cât de mult a schimbat pe tine detenția? Cum erai înainte și cum ești acum? Foarte nepăsător. Credeam că pot să fac totul fără să am repercursiuni. Dar am văzut că nu este așa. Am văzut ce mi se poate întâmpla, unde pot ajunge, cine poate suferi din cauza asta, ce pot să pierd. Și consider că m-a maturizat foarte mult. Prietenii din Libertate au rămas alături de tine? Unii. Și majoritatea cei la care nu mă așteptam. Aveai o prietenă afară? Da. Încă am. Cum a reacționat? Știa de situație, știa și când vindeam. Îmi zicea să nu mai vând, dar nu am ascultat-o, bineînțeles. Când eu am fost arestat, ea a plecat în Anglia la facultate. Încă mai țin legătura cu ea, vorbesc zi de zi. Nu a reacționat foarte bine, dar i-am explicat și în același timp și ea era conștientă că nu are ce să facă, nu am cum să ies de aici, decât să realizez ce am făcut, unde am ajuns și pe viitor să nu mai fac astfel de greșeli. Ce fel de elev ai fost? Între, să zic așa, nu mi-am dorit niciodată să fiu premiant, dar nici să rămân corigent. Am încercat decât să trec clasa, atât mi-am dorit, și să iau bacul. Nu am avut pretenții să am note mari sau ceva de genul. În general, într-adevăr, mi-am dorit să intru la liceul la care am intrat, Ari Coandă de aviație. Am intrat la acel liceu și m-am gândit decât să termin liceul și să iau bacul. Asta. Ce facultate vrei să urmezi? Politehnică. Este foarte grea, dar este singura care are de aerospațiale. Eu mi-am dorit de mic să fiu pilot. Am făcut liceul ăsta ca să am și un atestat, tehnician mecatronist în aviație, să repar avioane. Dar este foarte grea, nu prea m-am eu cu fizica atât de bine, dar sunt sigur că pot învăța și pot să termin și această facultate. Să ajung unde vreau. În afară de a ajunge să faci aviație, ce îți mai dorești tu? Așa ca un vis măresc de-al meu, să călătoresc în toată lumea. Chiar îmi doresc asta de mic. Care-i țara pe care vrei să o vezi prima? Prima? Spania. Ibița, de fapt. De ce? Insula aia, am văzut videoclipuri, am văzut evenimente care se desfășoară acolo, am avut prieteni care au fost și am văzut. Insula aia are ceva special. Nu știu, e o conexiune între tine și natură acolo. Este ceva foarte frumos. De ce ți-e cel mai tare dor de afară? Să nu vă mint, de o pizza. Deci, pe bune, este... Nu, vă dați seama, să fiu acasă lângă familia mea, să pot să îmi fac tabieturile, să zic așa, pe care le făceam zi cu zi. Dar nu se poate. În închisoare, Sergiu s-a reinventat. A învățat să se cunoască și să aibă răbdare. Serile sunt uneori cele mai grele. Își aude gândurile. Uneori citește sau scrie scrisori. Dragă mamă, țin să te anunț că sunt bine, sănătos și că mi-e dor de voi. Am mare poftă de o pizza și sper să plec de aici în permisie. Îmi doresc foarte mult
mult să ies odată de aici, să-mi iau viața de la capăt. Sergiu își dorește cu disperare să fie din nou un om liber. A reușit să facă față detenției prin iubire. Prietena sa din libertate nu i-a întors spatele. Chiar dacă a plecat la facultate în Anglia, a rămas cu sufletul alături de el. Își doresc să-și întemeieze chiar o familie. Tu ți-ai făcut prieten aici? Da, bineînțeles. Și există o prietenie reală aici după gratii? Îmi place să cred că da. Nu am avut motive să mă îndoiesc momentan, deci cred că da. Prietenii de aici pentru ce au fost închiși? Majoritatea pentru trafic de droguri. V-am spus, comunitatea aceasta este pentru foști consumatori. Un criteriu de includere în acest program este să fii fost consumator sau să fii vândut droguri. Te-ai impresionat povestea vreunui coleg? Într-un mod negativ, a unui singur fost coleg, nu de aici, din penitenciar. Era un băiat, avea 19 ani jumate și a făcut două crime. Cu doi bărbați, unuia i-a dat 37 de cuțite, altuia 58 și după i-a incendiat. Și am rămas puțin marcat de faptul cum de nu a avut nicio remușcare și a avut atât de mult sânge rece în el să facă lucrul acesta și să-i privească cum ardeau de vii. Mi s-a părut puțin înfricoșător, să zic așa. Și m-a influențat puțin într-un mod negativ. Ce crezi că nu vei uita tu niciodată de aici? Apelul. La 7 dimineața trebuie să fii întregi, la 7 seara din nou. Apelul, pot să zic într-un fel că te responsabilizează să ai un program bine stabilit, să te culci de vreme, să te trezești de vreme, cum este și afară, să te duci la servici. Dar eu nu fiind de obișnuit cu acest lucru, primele luni m-a cam terorizat, să zic așa. Eram buimac. Eu eram obișnuit să dorm până la 12:01, mă trezeam la 7, așa, apelul, sare din pat, aranjează patul și sigur nu o să uit. Le vei povesti celor de afară despre închisoare? Le vei spune că ai făcut închisoare? Da. Ce le vei povesti? Cum a fost, de ce am ajuns, ce se întâmplă aici, îi voi sfătui să nu facă ce fac, dacă vor face ceva, nu știu momentan, pentru că vor ajunge aici, le voi explica ce greutăți vor trebui să înfrunte, cine îi va căuta, cine le va rămâne alături, cât de greu le va fi. Toate lucrurile care le-am simțit eu, le voi spune și lor. Ce reprezintă închisoarea pentru tine? V-am spus, cel mai mult o lecție de viață. Eu sunt sigur că dacă nu ajungeam aici, probabil aș fi adică sigur aș fi ajuns, dar cu lucruri mult mai rele și consider că dacă am ajuns aici, trebuie să profit de lucrul acesta, să acumulez cât mai multe informații spre binele meu și pe baza acestor informații să, cum să zic, să-mi construiesc un plan pentru afară, dar constructiv. De ce spui că dacă n-ai fi ajuns acum aici, ai fi ajuns probabil mult mai târziu cu alte lucruri mai rele? De ce crezi lucrul ăsta? De la traficul de droguri pe care îl făceam, eu chiar aveam în cap să fac și trafic internațional. Și sunt sigur că mi-aș fi luat mult mai mulți ani, poate aș fi stat mai mult afară. Dar nu știu, poate m-ar fi prins cu câteva chile, câteva zeci de chile, nu știu, lucruri de genul. Când ești în branșa asta, să zic așa, îți vin din ce în ce mai multe oportunități să faci diferite chestii. Și sunt sigur că la mintea pe care o aveam atunci m-aș fi băgat și sigur aș fi ajuns prin alte părți, poate în altă țară, în penitenciar, de exemplu. Am avut un coleg de muncă pe secția 5, a făcut trafic de droguri în Japonia și a luat 12 ani și mi-a povestit cum era acolo. Și aia nu-i pușcărie în niciun caz. Să stai singur în cameră, să nu poți să vorbești, să... teroare, la propriu. Și a rămas puțin cu sechele de acolo. Că suntem oameni incapabili, au ajuns în fruntea țării și de asta se întâmplă aceste nemernicii. Duminică, de la orele 19. Toate lucrurile astea au un sens.
slăbirea statului român. Sergiu este încă un copil, deși spune că închisoarea l-a maturizat brusc. Pentru el, libertatea înseamnă iubire și o pizza. Îi este dor să mănânce pizza și să se bucure din plin de iubire. Va lăsa anii petrecuți în închisoare undeva în sufletul său. Va povesti lumii că a făcut pușcărie. Nu este rușine cu anii petrecuți după gratii. Îi mulțumește însă celui de sus că l-a trimis în lumea condamnaților la o vârstă fragedă. Speră să nu-și mai dezamăgească vreodată mama. Cât ai câștigat tu din traficul de droguri? Eu am jucat mult la casino. Cam toți banii i-am jucat la casino. Când am ajuns în penitenciar mai aveam 25.000 puși deoparte, dar dacă aș fi păstrat toți banii, sigur aș fi avut vreo 150.000, 200 pe acolo. Dacă ar veni acum la tine în cameră, nu știu, un nou coleg, tot cu ce ai venit tu, ce sfaturi le-ai da? În primul rând aș asculta povestea, înainte să-i dau vreun sfat. Să văd cum de-a făcut să ajungă aici. Poate cineva l-a folosit pe post de săgeată, l-a trimis pe el, poate a făcut cineva un denunț pe el. Să aflu cum a ajuns aici, dacă a ajuns din greșeală lui, că a făcut el o greșeală sau l-a denunțat altcineva, oricum i-a zice același lucru la care mă gândesc și eu, să nu mai facă trafic de droguri, pentru că ar ajunge iar aici și dacă s-ar elibera condiționat, ar rămâne cu rest de pedeapsă, ar fi recidivist și ar lua, nu și-ar mai lua minimul 3 ani și 4 luni, și-ar lua sigur 7-8 ani și să te eliberezi la 35-36 de ani, ți-ai pierdut toată viața și nu cred că se merită. Dar dacă ai fi pus să vorbești unor tineri care se droghează, ce le-ai spune? În primul rând, știu că nu ar fi un rezultat pe moment dacă aș merge o dată sau de două ori sau de trei ori. Știu că ei s-ar mai droga în continuare. În primul rând, l-aș da un sfat să nu se drogheze cu heroină, pentru că știu că nu m-ar asculta. Și eu am fost consumator și mie mi-au zis persoane să nu ascult și știu ce gândeam. Heroina este cel mai periculos drog. Nu mai ai cum să scapi de ea toată viața dacă te-ai drogat vreodată cu heroină. Să încerce să evite heroina. Să încerce să evite cât mai mult drogurile. Nu zic să nu se drogheze, pentru că știu că asta cred ei că este un lucru bun sau că le face plăcere foarte mult în momentele alea. Știu că mai târziu vor realiza, voi încerca să le spun să nu facă trafic, să încerce să se lase de ele, iar dacă nu pot, să le rărească cât de mult pot ei. Tu dacă ai fi fost judecător, ce pedeapsă ți-ai fi dat? Sincer? Cu suspendare. Cu suspendare, pentru că am stat și pe arest, mi-am dat seama de atunci de lucrurile care mi se întâmplă. Atunci, alea 32 de zile când am stat pe arest, le-am simțit din plin. Dar să vorbim drept, mi-a meritat pedeapsa. Chiar mi-a meritat-o. Cum a fost perioada aceea de arest preventiv? Prima săptămână nu prea am realizat că trebuia să mă duc la procuror, la parchet, la instanțe. Nu prea aveam timp așa. Dar după ce n-am mai avut nicio instanță, nimic, stăteam în pat, nici n-aveam televizor, trebuia să-mi aduc de acasă cu cerere. Nu aveam nicio treabă. Am simțit-o din plin. Mă gândeam, mamă, uite unde am ajuns. Eram așa, mă uitam. Erau gratii la geam, nu vedeam nimic, ușa închisă. În mintea mea e că am făcut-o și pe asta. E diferență mare între arestul preventiv și închisoare? Da, este. În ce constă diferența asta? În arestul preventiv, să zic așa, ai mai multe beneficii. Aici, în penitenciar, din cauza foștilor deținuți care au făcut diferite ilegalități la vizită, nu mai poți primi mâncare gătită. Acolo pe arest puteai primi. Este un lucru bun, până la urmă. Ai vizita cu familia numai la masă. Aici sunt și geamuri, diferă de regimul de executare, închis, maximă. La masă ai decât semideschis și deschis. Și dacă muncești,
Eu am muncit și eram închis, aveam o dată pe lună vizită la masă. Și cred că este un lucru foarte important să poți să îți iei familia în brațe decât să îi vezi printr-un geam, să vorbești la un receptor cu ei. Ori de câte ori își aduce aminte de copilărie, Sergiu se întristează brusc. Nu poate spune că a avut parte de una plină de bucurii. A avut alături de el doar pe mama. Nu-i place să vorbească despre tatăl său. Când se gândește la acesta, are cuvinte puține și grele. Spune că a fost un tată rău, alcoolic. Cum decurge o zi la închisoare? Fiind în comunitate, v-am zis, aici 24/24 este terapie ce facem. Noi avem dimineața întâlnirea de grup, spunem știri din sport, meteo, știați că, citate, jocuri de energizare pozitivă, întrebări de cultură generală, teste de inteligență, lucruri benefice pentru noi și pentru integrarea noastră în societate. După aceea, cam în fiecare zi ținem seminarii despre diferite teme. Ieri am avut Puterea subconștientului, dintr-o carte intitulată Măreția gândului tău sau ceva gen, nu mai știu cum se numea. Creăm diferite obiecte. Ce mai facem? Seara avem iar întâlnire, ținem un seminar, avem și timp liber, ieșim la aer, ne mai jucăm Remi, Monopoly, table. E foarte bine. Tu crezi că vei putea face față răutății de afară în momentul în care te vei elibera? Mai mult ca sigur. Ce ar trebui să știm noi cei de afară despre închisoare? Ar fi multe de zis, chiar foarte multe, dar în primul rând, nu știu, oamenii au diferite concepții. Unii cred că libertatea este cea mai de preț, eu consider că sănătatea este cea mai de preț, probabil pentru că am și ajuns aici. Aici stai cu diferite persoane care, de exemplu, mulți sunt hepatici aici, de hepatita C. Dacă nu ești atent, nu știu, e greu. În adevărat, al cuvântului, e greu. În primul rând mă gândesc și la familia mea cât suferă că eu sunt aici și să se gândească în primul rând la ce au afară, nu la ce și-ar dori să aibă și cum ar fi dacă ar ajunge aici. Dacă ar fi prietena ta acum aici, ce ei spune? Îmi pare bine că o văd. Ce pot să-i zic? Vorbesc cu Vanessa, vorbesc zi de zi cu ea. I-am spus multe. Am spus că îmi pare rău, că trebuia să o ascult într-adevăr, dar și ea mi-a dat putere să zic așa, mi-a zis că o să trecem peste și să nu mai fac ce am făcut. Ce valoare are timpul la închisoare? Mare, foarte mare. Afară nu puneam atât de mult preț pe timpul pe care îl aveam. Nu făceam mare lucru. Aici îmi dau seama că timpul este un lucru foarte, foarte important în viața unui om. De exemplu, eu am făcut aici, de fapt, două aniversări. Și mă uitam, în loc să fiu afară, stau aici, mă eliberez la 24 de ani și nu realizez nimic, nu fac nimic, decât planurile pe care mi le construiesc singur. Și nu știu dacă reușesc să le pun în aplicare afară. Unde ți-ai făcut tatuajele? Afară, nu aici, în niciun caz. Ce reprezintă? Fiecare are povestea lui. Aici este numele nașului meu. Eu n-am tată. Aici este numele mamei. Mă cheamă Lupu Sergiu. Numele de familie, aici am un lup. Aici e un chip de femeie, cu un ceas, ziua mea de naștere și a lui mama, cu două aripi. Aici este Maica Domnului cu Iisus și doi îngeri care îi apără. Unde l-ai descoperit pe Dumnezeu? De fapt, mi-a plăcut foarte mult poza. Nu sunt foarte mult cu religia. Cred în Dumnezeu, să zic așa. Cred că există ceva, orică este o energie, orică este Dumnezeu. Cred în El, cred în puterile Lui, dar mi-am amintit din trecut cum era mama cu mine când eram mic și mai multe întâmplări pe care mi le amintesc. Ce copilărie ai avut tu? Foarte zdruncinată, din orice punct de vedere. Adică? Păi tata era șofer pe tir,
în 98-99. Câștiga foarte mulți bani, numai că alcoolul l-a distrus. Mama fiind de la țară, când a venit în București, a dat Ceaușescu un apartament. A păcălit-o pe mama, a vândut și apartamentul, a vândut și el casele, ne-a dat și afară din casă. Și am rămas amărâți. Ca lumea. Și mi-amintesc mai multe chestii. Da. Pe care nu cred că o să pot să le uit. Mă rog, el acum a primit ce merita. A făcut atac cerebral, e paralizat pe jumătate din corp și stă la un azil de la, pentru oameni fără adăpost. De ce spui că a primit ce merita? Chiar a primit ce merita. Că știu câte a făcut, ce a avut și cum a dat cu piciorul la ele. Știu lucrurile astea. Sergiu Marian Lupu poate fi, în felul lui, un model. Orice tânăr rebel care înțelege greșit ce înseamnă a fi liber poate trage concluziile pertinente din povestea acestui adolescent. Este, printre ceilalți deținuți, un exemplu. A reușit să învețe cât se poate de bine lecția condamnării. Este un deținut care îi ajută pe ceilalți, îi învață atât cât poate. Nu a fost un elev excepțional, dar a avut inteligența necesară de a-și lua bacalaureatul. Nu a apucat să dea la facultate din cauza traficului de droguri. Povestește lumii cu simplitate că el va ști să-și ia viața în mâini și să demonstreze că venirea la închisoare a fost o greșeală pe care nu o va mai repeta vreodată. Ce crezi că e cel mai important în viața unui om? Să iubești și să fii iubit. Cred că ăsta e lucrul cel mai important. Ce reprezintă iubirea pentru tine? Cum să zic așa? Dragostea este ca un zâmbet. Dacă nu o dăruiești, nu are valoare. Prietena ta te-a vizitat vreodată? Da, cum să nu. Și acum este în București, este din mai și vine săptămână de săptămână la mine. V-ați gândit la un viitor împreună? Da, ea a zis să facem cununie aici în penitenciar. Eu nu mi-am dorit, nu-mi doresc să o aduc aici, să mă cunun cu ea aici. Nu îmi doresc lucrul acesta. Nu știu, am eu chestia asta. Nu m-aș vedea să mă căsătoresc în penitenciar. Dar țin legătura cu ea. Suntem aproape la fel ca înainte, să zic așa. Ne înțelegem la fel de bine. Numai că, nu știu, mi se pare mie un lucru josnic să o aduc aici în penitenciar, să vadă lucrurile de aici, din cauza mea. Familia ei cum a reacționat? Familia ei nu știe, sincer. Crede că sunt plecat în Norvegia la muncă. Nu mi-am dorit să afle, bineînțeles. Mi-a fost rușine de ei. Dar cred că le voi spune mai mult, ca sigur că mă voi elibera. Care e primul lucru pe care îl vei face când te vei elibera? Am multe gânduri, dar cel mai mult îmi doresc să merg la mine la țară și să stau acolo o săptămână singur. În natură, să zic așa. Da, cred că asta o să și fac. Cât mai ai de stat aici? 2 ani. Cum vezi perioada asta? Să zic sub formă de glumă, mai am 23 de pachete. Nu mă gândesc 12 luni, săptămâni, mai am 23 de pachete. Mi se pare o perioadă mai scurtă. Noi aici ne păcălim timpul foarte mult. De exemplu, avem mai multe activități pe săptămână. Astăzi a fost magazinul și biserica. Duminică, mă gândesc, băi, luni, ce, marți, miercuri, joi, magazinul. De joi deja s-a dus săptămâna, vine vineri, sâmbătă, duminică, weekend. Și tot așa, găsim diferite lucruri de care să ne agățăm să ne treacă timpul mult mai ușor. Care a fost cel mai greu moment de când ai fost închiși până acum? Cred că prima săptămână, când am ajuns aici, nouă ne dă un card și banii s-au rulat puțin mai greu, că am ajuns vineri și nu am putut să iau legătura cu mama. Prima săptămână a fost de groază. Nu am putut să vorbesc cu nimeni, n-a avut cum să-mi facă vizită, că trebuia să trec pe un tabel sau ceva genul. Și cam ăla a fost cel mai greu moment. Mă simțeam singur într-o altă lume.
Sergiu Marian Lupu, o altă poveste din închisorile românești, poate fi oricând un model pentru toți tinerii care sunt atrași de droguri și de bani. Sunt Adriana Stoicescu și, așa cum v-am obișnuit, vă aștept săptămâna viitoare tot aici, la Condamnații. Am fost măritată de către tatăl meu cu acest om care trebuia să trăiesc cu el. Deci nici nu-l cunoscusem până atunci. Ne-am obișnuit, am crescut împreună și am devenit ca soț și soție. La un moment dat au venit și copiii. Primul copil care s-a născut a fost pentru mine o mare bucurie. Nu simțeam bătăi, chinuri, aruncături prin casă, țipete, zbierături. Nu simțeam nimic. Mă bucuram de faptul că am dat viață unui copil. Mă obișnuisem, era la ordinea zilei chestiile astea. Bătaie, înjurături, țipete, aruncături, la ordinea zilei. O discuție, dacă o țineam, nu putea să se termine cu loc de voie bună și cu pace. Trebuia să se termine cu gelozii, că n-am făcut, că n-am de res. Creșteam copilul ăla numai cu speranța că într-o zi va fi bine. A venit și al doilea copil. Nu munceam, nici eu, nici el. Cu ziua pinsat. Eu eram care aduceam în casă și creșteam copiii. El pe altă parte câștiga, ce câștiga, îi bea, făcea banii praf. Din cauza discuțiilor, deveneam la certuri, discuții, că n-aduce bani. El, ca să-mi închidă gura, mă întreba că pe ce am lucrat și că unde sunt banii, că de ce nu-i dau lui banii și eu cumpăram în casă pentru copii și pentru noi. M-am obișnuit cu chestiile astea. Îi arătam, îi cumpăram în casă tot ce trebuie, dar tot nu era mulțumit. Îmi spunea că banii care îi făceam îi am de la oameni pentru că am întreținut relații cu ei, deși știa că mă duc la muncă. Gelozia asta, pot să spun că ne-a adus pe amândoi în fazele astea. Era un om foarte retras și el a fost orfan și de mamă și de tată, ca și mine. L-am crezut, i-am dat încredere că știu cum este să crești fără mamă și fără și mă gândeam că poate chestiile astea l-a adus așa de... Nu avea niciun Dumnezeu în el, făcea totul de capul lui. Ultimul cuvânt la orice, el trebuia, chiar dacă avea dreptate, el trebuia să aibă dreptate. Sunt 17 ani de zile cu acest om care am trăit. Și lăuză, și pe câmp, și acasă, cu toate mă zbăteam ca să fie bine. Una și una mi-o ținea că unde am fost, cu cine am vorbit, cu cine am lucrat, ce am adus, ce am făcut. Din cauza asta, eu n-am mai rezistat în fiecare dimineață să-l iert. Seara se întâmpla la fel. Stăteam cu frica și eu și copiii mei în casă că, vai de mine, se apropie iar noaptea și iar ne trezim cu aruncături, cu țipete, cu copii bătuți, cu mine, cu animale tăiate. În toiul nopții își făcea grătare. Era o persoană care îi plăcea să trăiască doar el bine. Nu îi păsa de mine și de copii. Eu pot să spun că, da, este adevărat, eu am fost o slugă pentru el. Din cauza că n-am avut mamă, n-am avut unde să mă duc, tata, dacă m-a vândut lui pe o jumătate de rachiu, n-am mai avut nicio putere unde să trag. Pe mama am cunoscut-o numai la 17 ani. Din cauza asta, el, cred că, nu știu, a profitat de
N-aveam unde să mă duc, n-aveam încotro. Și a trebuit să stau să sufăr cu el la rău și la bine.